Bună seara, vă spun din nou la o nouă emisiune, Teologia în Actualitate. Sunt Daniel Fodorean și în seara aceasta am dorit să continuăm într-un fel discuția începută în emisiunea precedentă, emisiune a cărei temă a fost bogăția și sărăcia în Cartea Proverbe. În seara aceasta vă propun să discutăm despre creștinul și provocările materialismului. Invitat în studioul nostru este domnul Costel Gioancă, doctor în teologie și doctor în filozofie și pastor, profesor asociat la Institutul Teologic Baptist din București. Bună seara, bine ați venit! Mulțumesc mult, bună seara, o bucurie ca de fiecare dată să fiu aici. Avem o temă interesantă despre materialism și cu toate că am pornit la drum să explorăm diferite provocări pe care le are un creștin în viață, cum ar fi boala și sărăcia, aspectele materiale, n-am putut să nu revin la tema aspectului material, la lumea materială. De aceea vreau să vă întreb, ce este materialismul? Dacă tot am intrat în acest subiect, ce înseamnă materialismul? Da, vă felicit pentru alegerea temei, fiindcă este cât se poate de relevant, aș zice eu, din păcate. Trăim într-o epocă în care materialismul a ajuns să fie o țintă pentru mulți și sigur, dezvoltarea tehnologică, dezvoltarea societății în general și acum dacă vorbim de România odată cu zorii libertății și la noi și apoi cu anul 2007 cu accederea în Uniunea Europeană, am fost și noi tot mai mult încântați de perspectiva asta a unei dezvoltări economice și a materialismului în general. Acum, dacă ar fi să definim materialismul, trebuie să înțelegem că îl putem privi în primul rând ca substantiv și de acolo pleacă totul. Deci materialismul vine de la materie și este vorba despre această înțelegere că realitatea, lumea în care noi trăim, cu toate subdiviziunile și subcategoriile ei, feliile ei, ca să spun așa, este doar materie. Deci de aici se pleacă. Ori, în lumina acestui substantiv, a acestei modalități de a înțelege realitatea în care trăim, apare și adjectivul materialist. Și el are această conotație negativă, în sensul că un om materialist este un om preocupat de bunurile materiale din lumea aceasta, însemnând bunuri mobile, bunuri imobile, orice tipuri de bunuri, câtă vreme le ai și poți intra în proprietatea ta și apoi poți să îți dezvolți proprietățile pe care le ai, cu atât mai bine. Deci, cele două se leagă de la o concepție asupra lumii în maniera materialistă, deci lumea este văzută doar ca materie, se ajunge spre atitudini, spre trăiri, spre decizii, spre moduri de a te raporta la această lume într-un stil materialist și, din păcate, asta este promovat acum, materialismul, foarte mult în toate felurile. Chiar copiii de mici, dar poate o să intrăm în detalii, sunt învățați să gândească în termenii aceștia, care nu sunt ok. Da, o să intrăm mai profund. Deci am putea spune că materialismul este o filozofie de viață. Exact. Și ce stă la baza acestei filozofii? Ați vorbit despre relația dintre om și materie, legătura care se stabilește între om și materie și poate iubirea de materie, de bunuri materiale. Care sunt principiile care au stat la bază? Deci, cum spuneam, la baza este o concepție despre lume și viață, o filozofie care cumva exclude orice fel de referent, să-i spun așa, transcendent. Deci nu există ceva dincolo, ca să înseamnă transcendent, de ceea ce vedem. Deci Dumnezeu de e coborât fizică. În materie. Este cumva coborât în materie și este confundat cu natura. Deci cel care a făcut așa mai celebră perspectiva asta este Baruch Spinoza. El spunea Deus sive natura, deci Dumnezeu sau natura e cam tot una. Deci era o întrepătrundere, deci vin și aceste rezonanțe ale modului în care Dumnezeu se găsește în toate lucrurile din natură, în pietre, în animale, în frunze, în copaci, în
modul ăsta de a vedea lumea. Și atunci nu există altceva în afară de materie. Deci orice lucru, să zic, mai nobil sau lucru care țin de suflet, muzica, iubirea, Dumnezeu, rugăciunea, viața spirituală, ce se întâmplă după moarte, deci absolut toate lucrurile sunt condensate, comprimate, adunate la nivelul materiei. Și dacă materia este tot ceea ce există, și avem apoi diverse alte instrumente prin care se încearcă să ne se facă cumva cât mai dezirabilă această perspectivă. De exemplu, evoluționismul ne spune că nu există creație, că de fapt noi ne tragem din primate, din maimuțe, că totul a evoluat de la simplu la complex, de la acea celulă din supa prebiotică, cum o numeau ei, și apoi s-a dezvoltat și așa mai departe. Deci, când apare, se cuplează cu evoluționismul și îți explici și cum ai apărut tu pe lume, practic, această concepție materialistă plus evoluționism te duce, în mod logic, la concluzia foarte hedonistă și materialistă. Adică, păi, să spunem mai așa, mai simplu, pe înțelesul tuturor. Păi dacă lumea asta e tot ce există și dacă am o viață doar pe pământ și oricum mor și după aia nu mai urmează nimic, dacă totul e materie, nu mai urmează nimic după viață, atunci mănâncă, bea, veselește-te, acumulează, că și așa nu contează. Și atunci, pentru mulți oameni, cel mai important lucru este să ajungi să storci din viața asta materialistă cât de mult poți. Și bucuria, că asta este ideea, fericirea, bucuria, împlinirea, sensul în viață, sentimentul că ai valoare ca persoană, oamenii, și e culmea, dar pe toate și le leagă de materie. De asta, dacă te uiți la anumite persoane cum se îmbracă, câte lănțișoare îți spun, sau cât de mult se cosmeticele, cât de multe cosmetice și așa mai departe, sau mașina cu care umblă. Și deci, pentru mulți, toate lucrurile acestea sunt un mod de a arăta că au valoare. Avem noi și manelele care, că ele vin din popor și transmit ceva cu banii și valoarea. Și, deci de aici vine valoarea. Și este foarte trist, de fapt, deși este o realitate, este foarte trist ca omul să ajungă să-și ia valoarea din lucruri mai mici decât el. Pentru că, prin definiție, orice există în lumea asta este mai mic decât omul. Un pom e mai mic decât omul. Psalmul 8. L-ai făcut mai prejos pe 8 decât îngerii și materia este inferioară omului. Chiar trebuia să se supună omului. Deci omul spune, lucrează pământul, îngrijește animalele, stăpânește-le. Deci omul era coregent cu Dumnezeu peste creație și pentru că noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Putem plănui, putem gândi, ne putem gândi la Dumnezeu, ne putem... Faptul că îți pui întrebarea, chiar dacă nu crezi că există viață după moarte, ok, să spunem că nu crezi, dar te gândești la asta? Păi mă mai gândesc câteodată dacă există sau nu. Păi faptul că te gândești e o dovadă că ești deasupra materiei, deci nu ai nevoie de altceva. Și atunci, când te gândești la toate lucrurile astea, să ajungi să fii sclavul, robul materiei. Adică tu, ca om, să simți că ai valoare dacă ți-ai pus nu știu câți bănuți de aur, dacă portofelul e mai gros, dacă turul e tare, mașina când mergi pe stradă și te îmbraci nu știu cum. Și lucruri care să atragă atenția. Că eu n-am o problemă dacă cineva este bogat și Dumnezeu l-a binecuvântat. Slavă Domnului! Bogăția nu este o problemă. Dar când bogăția ia această turnură a chimvalului zângănitor, a spectacolului de artificii care trebuie să atragă atenția privitorilor, să te arăți tu cine ești. Mai ales în cultura asta narcisistă a Facebook-ului, cum acum... Uite, ca să vă dau exemple concrete. Mă mir cât de des s-a ajuns ca oamenii să-și pună efectiv poze cu mâncarea. Deci, mai ales dacă mănâncă ceva. Eu nu zic că rar, așa, când mai ești undeva și chiar dacă ceva... special mai pui o poză acolo cu nu știu ce mâncare exotică, dar să ajungi să spui fiecare poză cu mâncarea pe care o mănânci, de ce? Că avem acest sindrom, această reminiscență a foametei de care am suferit, că am fost flămânzi și că nu ne-am permis nu știu ce lucruri. Și atunci uite cum cazi sub această capcană a materialismului și simți nevoia să dovedești că ești altfel. Ori oamenii care poate au fost mai echilibrați și au trăit în societăți mai dezvoltate și n-au avut nevoia asta atât de mare, găsesc
niște medii mai mijlocii așa de a trăi și de a se comporta și nu simt nevoia atât de mult să arate lucrurile acestea. Deci am putea spune că la baza filozofiei materialiste stă principiul ai valoare în funcție de bunurile materiale pe care le deții? Absolut, exact. Deci altfel nu se poate, pentru că dacă îl rupi pe un om de Dumnezeu, de transcendent, până la urmă ce-ți mai rămâne? Ce îți dă valoare? Pentru că asta este foarte interesant. Eu am făcut doctoratul în filozofie pe tema postumanismului și postumanismul cumva are de-a face cu următoarea fază, între ghilimele, evolutivă a omului, cam ce urmează. Ori ce urmează nu sună prea bine, pentru că în postumanism se spune că, de fapt, trebuie să ne revenim. Ce urmează este ca omul să ajungă la adevărata lui condiție pe care a avut-o dintotdeauna, dar s-a păcălit el că a crezut că este undeva pe o scară ierarhică mai sus decât animalele și toate celelalte, ci să ajungem, asta este, înseamnă să fii postuman, să ajungi la concepția că ești o simplă materie la fel ca celelalte, ca o plantă, nu ești mai valoros decât o piatră, decât o plantă, decât un animal, pur și simplu suntem materie pe lângă materie. Păi când ajungi cu astfel de înțelegere asupra vieții, când îl rupi pe Dumnezeu de existența ta și existența ta o separ de Dumnezeu, ce-ți mai rămâne decât să te legi de ceea ce vezi în jur și până la urmă te legi de materie? Și culmea este că, dacă este să fim consecvenți până la capăt, nu materia în sine te face să fii mai valoros. Că să ne imaginăm că ai rămâne cu tot aurul din lume, uite așa în brațe, îți varsă cineva roaba cu aur în brațe și stai cu aurul, dar dispar toți oamenii de pe fața planetei și rămâi doar tu cu aurul. Dintr-o dată, materia aia nu mai este valoroasă, că nu are cine să mai vadă. Cu alte cuvinte, nu materia în sine îți dă valoare, ci faptul că altcineva vede că ai lucruri materiale. Va să zică, tot cineva care nu e doar materie și poate evalua cu o materie, nu poate să evalueze altă materie. Deci dacă omul ar fi doar materie, n-ar putea să zică că e bine să ai bani. Ca să zici că e bine ca, uite, dumneata să ai bani, eu trebuie să fiu mai mult decât materie. Trebuie să gândesc, să văd. Deci iată cât de hilară este logica asta, că până la urmă tot ceva nematerial din om ajunge să considere că materia este cel mai important lucru. E un fel de joacă de copii, dar asta e. Ce alte aspecte, deci a spus aceste aspecte, mai ar fi anumite alte aspecte care ar trebui menționate aici ca și fundamente pentru filozofia aceasta umanistă, care este materialistă, mă scuzați. Deci, într-un fel, ea îl pune pe Dumnezeu, îl pune pe Dumnezeu și îl schimbă pe Dumnezeu cu materia. Da, deci asta este prima chestiune. Apoi, nu poți să ai filozofie materialistă dacă nu explici viața, apariția vieții. Deci trebuie să mergi pe linia evoluționistă ca să poți să-l scoți pe Dumnezeu din ecuație. Deci asta vine la pachet, evoluționismul. Deci prima dată este ateismul, să zicem, după aceea vine evoluționismul. După evoluționism, trebuie să faci ceva acum cu viața pe care totuși o ai. Și aici intervine chestiunea asta pragmatică, hedonismul, deci și o etică până la urmă utilitaristă. Ceilalți sunt nu scopuri în sine, nu au o valoare, ci sunt doar mijloace prin care eu să-mi ating propriile scopuri. De asta în lumea foarte puternică a lupilor de pe Wall Street și cei care se luptă, se știe că este un război pe viață și pe moarte, și cel care zâmbește și te invită la un prânz și nu știu ce, uite foarte frumos, hai să discutăm, de fapt nu știe cum să facă să obțină contractul care pe el îl favorizează, tranzacția la bursă care pe el îl favorizează. Deci în pachetul acesta al filozofiei materialiste intră excluderea lui Dumnezeu, care vine mână în mână cu ateismul, explicarea originii vieții, care vine mână în mână cu evoluționismul, o abordare mai puțin spirituală și foarte pragmatică asupra vieții, o căutare a fericirii ca valoare supremă și o etică utilitaristă în care toți ceilalți sunt folosiți pentru plăcerea mea. Din păcate nu ai o finalitate și asta naște angoasele și acum anticipez poate o temă pe care o mai dezvoltăm un pic, anticipez faptul că în schema asta pe care am prezentat-o lipsește telosul sau țelul, lipsește finalitatea. Hai că pe astea la alte le mai explic, dar marea întrebare este, bun, și? Pentru ce? Pentru ce? Și aici oamenii încep să se panicheze și încep să fie triști și încep să fie depresivi
Și cu cât au mai mult, pare că sunt mai triști și că lucrurile nu rezolvă problema și nu le rezolvă marile lor întrebări. Și așa se explică că sunt foarte mulți oameni bogați care efectiv nu și-au găsit pacea și nu și-au găsit fericirea și nu și-au găsit împlinirea. Pentru că dacă îl scoți pe Dumnezeu din istorie și ca motor al istoriei, totul devine ca un castel de nisip care se prăbușește. Pentru că nu ai cum... Vittorio Possenti, un filozof italian, spunea într-o carte pe care a scris-o, Filozofia după nihilism, vorbea despre această restrângere a noastră la finitudine. Deci când un om are o concepție materialistă și îl scoate pe Dumnezeu, rămâne cu ceva finit. Ori finitul poate fi foarte repede explorat și exploatat. Noi ne mai plângem uneori că rămânem fără resurse, fără cărbune, fără petrol, fără nu știu ce. De ce? Pentru că nu poți la infinit să tot sapi, să faci o mină și să dai acolo. Se duc toate astea. Ori lucrurile acestea materiale nu sunt un izvor suficient de puternic pentru ca resursă emoțională. Deci ele ne dau bucurii de moment, dar sufletul nostru e atât de mare, e atât de pretențios, are și aspirații atât de înalte că el a fost creat după Dumnezeu. De asta nu-l poți sătura. Îi cumperi copilului o bicicletă, wow, m-ai făcut toate, cel mai fericit de pe pământ. Și după două zile... Bă, o vezi aruncată pe jos, dar ai zis că ești cel mai fericit. Zice, nu, acum vreau laptop, ok, îi cumperi laptop. Asta-mi doream. După o săptămână iară, vreau iPhone-ul ultimul și așa mai departe. De ce? Pentru că sufletul este construit de Dumnezeu în așa fel încât să aibă o năzuință spre eternitate. Deci el este făcut pentru eternitate și nu poate să fie stăpânit ca un copil la flământ și cât îi dai nu se satură. Deci nu poate fi stăpânit decât de singurul care este etern de Dumnezeu. Și iată cum, dacă rămânem cu schema asta materialistă pe care am prezentat-o mai devreme, îți lipsește finalitatea. Ajungi în finitudine, consumi repede ce ai, bucuriile astea de moment și dintr-o dată te trezești că ești ca un motor, ca o mașină care a rămas fără benzină și se oprește. Dacă ar fi să punem față în față, deja am făcut-o, creștinismul, materialismul, care ar fi câteva puncte de divergență între creștinism și materialism? Putem sta și de convergență, nu vreau să creadă cineva că numai criticăm materialismul, dar în special divergența, care sunt lucrurile care diferă între cele două filozofii? Da, sunt câteva versete de la care aș vrea să plec. Unul este în 1 Timotei 6:6 și tot aici o să revin un pic mai târziu, spune așa: negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Că dacă vorbim în termenii câștigului, care este marele câștig în viață? Evlavia însoțită de mulțumire. Acum, ce înseamnă evlavie? Evlavia se referă la răspunsul care include multe valențe, dar răspunsul pe care omul îl dă față de harul lui Dumnezeu și față de Evanghelie, față de până la urmă de binele pe care Dumnezeu ne l-a făcut prin faptul că ne-a creat în primul rând și apoi ne-a răscumpărat. Ori modul în care noi răspundem, cum un creștin răspunde la această înțelegere că Dumnezeu este creatorul și salvatorul nostru, tot ce facem este evlavie, adică este o trăire practică spre gloria lui Dumnezeu în toate compartimentele vieții. Când un om are o trăire evlavioasă, dumnezeiască, cum apare în traducerea englezească, godly, adică una care să-i placă lui Dumnezeu, care să corespundă o reacție cum se cade, corespunzătoare față de ce a făcut Dumnezeu. Exact cum spune Pavel în Roman, capitolul 12, spune să faceți trupurile voastre ca o jertfă vie, plăcută lui Dumnezeu, și spune pentru îndurările lui Dumnezeu, asta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și acolo sensul este și de răspuns adecvat, logic. Asta e logic să faci. Când vezi toate îndurările pe care Dumnezeu ți le-a arătat, logic este să faci așa, nu altfel, adică să fie evlavios. Când un om ajunge să fie evlavios, apare în viața lui și mulțumirea. Și mulțumirea este un mare câștig. Și acum revin la ce spuneam mai devreme. Problema materialiștilor și oamenilor care vânează materia este că nu poți fi mulțumiți. Pentru că nu te satură, nu te mulțumește. Ori răspunsul, iată, perspectiva Bibliei, că asta m-ați întrebat, este dacă ești evlavios, o persoană evlavioasă, adică dacă răspunzi cum se cade
logic, frumos, față de îndurările lui Dumnezeu, atunci vei descoperi că odată cu evlavia la pachet vine și mulțumirea. Oamenii evlavioși sunt mulțumiți. Oamenii neevlavioși sunt nemulțumiți. Apoi, tot legat de chestiunea asta, foarte importante sunt și următoarele versete de la 8 la 10 și aș vrea să le citesc, dacă se poate. Spune așa, dacă avem dar, cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm ne va fi de ajuns. Căci cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Deci, iată, perspectiva Scripturii ne spune că cei care își fac un scop din viață, din a iubi banii și din a-i căuta, se expun unor chinuri extraordinare, unor lucruri vătămătoare și știm foarte bine cum intră în tot felul de combinații, împrumuturi colosale din bancă, credite, cum erau cu buletinul simplu și îți luai edita mai plasma deși nu aveai nevoie de ea, oameni simpli care nu-și permiteau așa ceva și au ajuns apoi să-și piardă casele, să stea pe nu știu unde, să vândă apartamentul ca să plătească. Deci au intrat în combinație. Alții au împrumutat de la cămătari și cămătarii urmăreau și amenințau că dacă nu-mi dai banii, vezi ce se întâmplă. Deci au intrat într-o vrie din aceasta, într-un vârtej care pur și simplu îi trage din ce în ce mai mult în jos și ultima stație este chiar iadul în sine. Deci este pierzarea veșnică. Pentru că nu dacă ești bogat în sine, că dacă Dumnezeu vrea să fii bogat și ești un om credincios și evlavios, e în regulă, dar iubirea de bani, căutarea cu orice preț a banilor, cumva ispita, spune, cad în ispită, deci cedezi tentațiilor, nu te mai uiți la riscuri, nu te mai uiți dacă este păcat, asta este foarte periculos. Și care este alternativa creștină? Alternativa creștină este, dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Adică aici Biblia vorbește despre un standard. Noi știm că noi nu avem doar cu ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm. Noi știm că avem mult mai mult decât atât. Slavă Domnului! Și nu cred că foarte puține generații, nu știu, poate în afară de Adam și Eva, care aveau doar ce mânca și cu ce se îmbrăca, deși pentru ei toată omenirea era casa lor. Noi avem multe binecuvântări de la Dumnezeu, dar aici se arată un standard și ni se spune că dacă este să ne gândim din perspectiva lui Dumnezeu, lucrurile de care avem neapărat nevoie și fără de care chiar nu putem este să mâncarea, să mănânci ceva și să-ți îmbraci trupul, să pui ceva pe tine. Restul, nu că nu sunt necesare, și o casă este necesară, poate și o mașină, dar nu sunt atât de necesare încât să fii dispus să faci orice, adică să-ți compromiți viața, dacă este cazul, pentru a le obține. Putea spune că sunt condiții minime ale vieții. Exact, exact. Și noi ar trebui să ne gândim că aceste condiții minime, nu să nu ne dorim mai mult, dar dacă cineva se află doar acolo, să nu creadă neapărat că are o viață ratată sau să nu ne găsim scopul în toate acestea. Pentru că avem în Scriptură un alt lucru foarte important care spune și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. La noi în țară, mulțumim lui Dumnezeu, poți să ai și o casă, o locuință, deci nu suntem chiar așa, dar sunt țări sărace în care oamenii abia dacă au ce mânca și cu ce se îmbrace, iar dacă mănâncă o dată pe zi. Ori pentru ei, mai ales pentru creștini, vorbesc de lumea persecutată, vorbesc de frazei noștri care trăiesc ascunși, temiri prin ce locuri, și sunt renegați de familiile lor și ajung să trăiască foarte, foarte chinuiți din pricina credinței. Și singurul lucru care le mai rămâne poate este o haină de pe ei cu care au rămas și un măr pe care le iau din pom și îl mănâncă. Ori dacă ei ar vrea să revină la lucrurile astea de bază pentru noi, neapărat să se îmbogățească, ar trebui să renunțe la credință. Pentru că altfel nu, în societățile respective nu pot lucra, nu pot fi angajați, familia nu mai primește, n-au casă. Dar ei se gândesc la versetul acesta, altfel decât ne gândim noi. Și se gândește la versetul pe care Domnul îl spune și ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul. Deci,
Asta e poziția creștină, că sufletul este mai important decât toate lucrurile din lume, pentru că sufletul este etern. Lucrurile din lume sunt trecătoare. Dumnezeu ne dă mult mai mult decât hrană și îmbrăcăminte. Dar dacă ar fi, repet, să fim obligați să alegem, rămânem doar cu astea și pierdem totul, sau renunțăm la credință și acceptăm materialismul, Biblia spune nu, un creștin rămâne doar cu acestea. Deci un punct de divergență sau un punct care face diferența între creștinism și materialism este mulțumirea. Valoarea sufletului. Valoarea sufletului. Și un alt lucru foarte important, închinarea. Că aici intervine problema închinării. Deci lucrurile astea, cum spuneam noi mai devreme, care îți dau sens, care te atrag, te încântă. Închinarea are și un element estetic în sine și foarte interesant că materialismul are foarte mult de a face cu estetica. Vrem să fim frumoși, casa cât mai frumoasă, cu turnulețe, dacă se poate, mașina cât mai frumoasă, hainele cele mai de firmă. E foarte interesant. Deci dacă te uiți la materialism, în general, el vrea, cel puțin, promite să aibă și o dimensiune estetică, să-ți potolească și pofta de frumos. Or, foarte interesant este că închinarea înaintea lui Dumnezeu comportă și această dimensiune a frumosului, a adorării. Cei care se închină lui Dumnezeu îl văd frumos pe Dumnezeu, îl văd bun, îl laudă pe Dumnezeu. Și atunci, aici intervine acest conflict unde ne spune cuvântul lui Dumnezeu, de exemplu, în Matei capitolul 6 cu 24, că nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Adică și lui Dumnezeu și banilor, și materialismului, și avuției. De ce? Pentru că a sluji pe Dumnezeu înseamnă să găsești satisfacția, bucuria, frumosul, împlinirea, proșternerea aceea înaintea lui Dumnezeu. Ori dacă cineva alege calea materialismului, automat caută să se închine acestor lucruri. De aceea cuvântul lui Dumnezeu mai spune că trebuie să ne ferim de lăcomie, lăcomia după bunurile materiale, care este o închinare la idoli. Foarte rar cineva ar privi lăcomia ca pe o închinare la idoli, dar acesta este adevărul. Și atunci creștinismul diferă de perspectiva lumii asupra materialismului și din acest punct de vedere, că nu poți să ai doi stăpâni. Practic cineva îți captează inima voastră. Tot Mântuitorul spunea, căci unde este comoara voastră, acolo este și inima. Acolo este și inima. Noi putem să spunem, inima mea este cu familia, îmi iubesc familia, inima mea este cu Domnul, inima mea este... Nu, răspunsul este, care este comoara ta? Spune-mi care este cel mai important lucru din viața ta. Și dacă o să-mi spui cinstit, atunci îți spun sigur unde este inima ta. Inima oricărui om este acolo unde este comoara lui. De aceea, problema asta cu materialismul nu este simplă, nu este doar o simplă opțiune, adică, ok, aleg asta printre alte opțiuni. Materialismul este periculos, cum ați dat și titlul acestei emisiuni, este foarte periculos pentru că el tinde să-l substituie pe Dumnezeu. Deci tinde să devină un Dumnezeu, de asta nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona, apar ca două autorități spirituale. Nu? Două entități. Deci Mamona pare un fel de zeu înaintea căruia oamenii se închin și banul este un zeu foarte puternic care captează inima multor oameni. Sunt, de exemplu, oameni care sunt în stare să fure, să înșele la lucru, chiar familii care au fost distruse din pricina materialismului. Că vreau să țin un pic lucrurile și mai practice, că așa putem merge în chestiuni mai speculative, dar cred că cei care ne urmăresc vor să vadă și concret în ce mod este periculos materialismul. Uite cum sunt soții sau soți care și-au lăsat partenerul de viață pentru că au găsit pe cineva mai bogat și au ajuns apoi și au căsătorii din acestea de probă sau până se face partajul și după divorț. Sau unii au lăsat familia în România și au plecat în străinătate. Exact. Și da, sunt cazuri, când au făcut asta, mai puține cazuri, că efectiv nu se puteau descurca aici și oricum au făcut, nu găseau de lucru, aveau familie, ce să faci? Trebuia să lucrezi ceva, dar mulți n-au făcut-o de asta. Deci cei mai mulți oameni n-au plecat, că aici nu puteau nici cum ce să muncească, ci și-au dorit mai mult, și-au dorit mult mai mult. Și nu este o judecată, că sunt alții care au fost credincioși, s-au întors acasă și așa, dar... Fenomenul acesta al străinătății și al exodului la muncă în străinătate a distrus multe familii. Deci foarte, foarte multe. Și când spun asta, divorțuri.
pentru că stai ani de zile prin altă parte, evident că apare o răceală în acea relație cu partenerul de viață care a rămas în România. Apoi, nu mai vorbesc de copii traumatizați. Sunt studii foarte clare care ne arată rata abandonului școlar în aceste familii, cât de mult a crescut violența în rândul copiilor și adolescenților și chiar sinucidere în anumite cazuri. Deci, iată cum acest demon, îndrăznesc să-i spun, al materialismului a distrus, cum spune cuvântul aici unde am citit, multe vătămări, multe chinuri sunt produse. De ce? Pentru că nu ne-a mulțumit, cum spune Scriptura, mai bine o pâine uscată și o pace, și pace în familie decât o casă plină de cărnuri și cu certuri. Despre asta este vorba. Deci, dacă ar fi cumva să rezumăm ce a spus până acum, văd că sunt mai multe nivele în care materialismul produce o schimbare în filozofia noastră despre lume și viață, care ar trebui să fie ancorată în Dumnezeu, și anume mută de la focalizarea noastră de pe suflet, pe materie, mută izvorul împlinirilor noastre dinspre evlavie, dinspre Dumnezeu, spre a-ți găsi împlinirea în materie și cu toate acestea nu o găsești. Și ați mai menționat, dacă am înțeles bine, și faptul că ea mută accentul de pe Dumnezeu, pe materie, idolatrie. Și exact. Atunci aceste sunt schimbările pe care le aduce cumva în filozofia noastră creștină, dacă avem, bineînțeles, materialismul. Da, ar mai fi ceva de spus pe lângă acestea. Poate aș mai adăuga o pildă. Aș mai vorbi despre o pildă pe care o spune Mântuitorul în Evanghelia după Matei, la capitolul 22. Este o pildă despre un împărat care a organizat o nuntă, un ospăț de nuntă pentru fiul său și i-a invitat pe oameni să vină. Dar cei care au fost invitați au început să se dezvinovățească și fiecare a început să vină cu diverse scuze, în ideea aceasta că au o negustorie, au cumpărat un teren, au cumpărat perechi de boi și așa mai departe. Deci lucruri care țin din lumea aceasta. Și este foarte interesant cum pilda ne arată că oamenii pot refuza atât slujirea în împărăția lui Dumnezeu și chiar ospățul fiind perspectiva veșniciei în favoarea lumii acesteia. Deci pe lângă cele trei lucruri pe care le-ați menționat mai devreme, ar mai fi și pur și simplu acest schimb total neînțelept. Vreau viața de acum și nu viața viitoare. Uh-huh. Și unii zic, nu dau pasărea din mână pe cea de pe gard. Deși este o iluzie că niciodată un creștin nu are doar o pasăre pe gard, ci are una pe gard, adică are și una în mână, pentru care are vuna Duhului Sfânt, care îi confirmă că el deja a intrat în posesia unei prime părți foarte importante din moștenirea cerească pe care o are. Deci, vedem și asta, și cum am spus, refuzul slujirii, pentru că intrarea în împărăția lui Dumnezeu, în slujirea lui Dumnezeu, este foarte importantă. Gândiți-vă, oamenii care sunt prinși de febra materialismului nu mai au timp de biserică. Nu mai au timp să slujească. Ori de câte ori îi inviți la un proiect, îi inviți să facă ceva, nu mai vorbesc, nici măcar nu mai vin la biserică. Și atunci bisericile au de suferit. Gândiți-vă de ce, că mulți încearcă să se gândească și în această perspectivă a eclesiologiei, de ce bisericile suferă atât de mult și mare se secerișul, dar puțin sunt lucrătorii? Pentru că, dacă stai și te uiți, foarte multe persoane aleg varianta materialismului, să-și investească viața în aceste lucruri care trec. E greșit să vrei să ai mai mult? Nu e greșit. E greșit să vrei să ai o casă, o mașină? Nu este greșit. Întrebarea este unde tragi linia. Cum cântărim lucrurile care trec cu cele veșnice? Cum suntem gata să lucrăm, cum spune, nu pentru lucrurile pieritoare, ci pentru lucrurile care nu trec? Pe ce zidim? Unde ne strângem comori? Tot Mântuitorul ne spunea foarte interesant în Matei, capitolul 6, versetul 19 la 21, să ne strângem comori în ceruri, nu pe pământ unde le sapă și le fură hoții și unde le mănâncă molia și rugina. Deci, până la urmă, viața este o investiție. Viața în sine este o investiție, este o valoare. Cum ne investim?
fără îndoială că trebuie să o investim făcând ceva și cu bunurile pe care le avem, cu viața sa pe pământ, dar suntem trecători. Și asta este filozofia Bibliei în contrast cu filozofia lumii. Lumea se poartă de parcă am trăit veșnic pe acest pământ, deși toată lumea știe că nu se întâmplă așa. Biblia ne spune ce este viața unui om. Este un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Nu, zilele omului sunt ca un lat de mână, ca o scânteie care zboară și spune Iov și se duce foarte repede. Și atunci, gândindu-ne că viața este atât de trecătoare și că sunt doar câțiva ani, doar câțiva ani pe care îi trăim și ajungem în prezența lui Dumnezeu. Întrebarea este, ce fac eu cu viața mea? Vreau eu să mi-o investesc doar pentru a acumula bogății și apoi vine și Solomon și ne reglează această concepție și spune, bun, hai să zicem că îți acumulezi bogății. Și cine ți le ia? Pe mine mă distrează foarte mult când mă uit la unele cazuri concrete de oameni care au fost mai hapsâni așa și au căutat ei să-și agonisească și au muncit și au tras de dimineața de la 5 până seara la 10-11 noaptea și extraordinar. Și pe aia când te uiți acum cine a ajuns să locuiască în casele lor și cine ajunge să le mănânce banii lor, te apucă râsul pentru că nici nu s-ar fi gândit ei cine va veni. Și asta spune Solomon. Apoi știi tu cine vine după tine și îți va consuma. Și tu, fata ta, cu cine se mărită, cu ce, peste cine dă și vine ăla și îți mănâncă toată averea. Tu ai muncit toată viața, nu te-ai dus în concediu niciodată, nu te-ai dus și tu cu soția, nu ai mâncat și tu o cină faină, romantică, să scoți și tu soția, nu ți-ai dus și tu copiii undeva, să la mare, la munte, să vadă și ai stat toată viața, ai pus banii la ciorap și după aceea nu știi cine vine și pur și simplu ia totul de-a gata. Deci, iată cum Biblia este foarte practică și ne ajută să avem, cum se numește, common sense, să avem bunul simț sau simțul comun, să zic, asupra lucrurilor, să înțelegem că dacă lucrurile sunt atât de trecătoare, dacă nu știm cine ne mănâncă banii și ce am agonisit, cui rămâne casa până la urmă și cu adevărat. Până la urmă, ce rost are toată alergarea asta? Cu alte cuvinte, am putea spune că materialismul ne afectează și veșnicia, din ceea ce spuneți, faptul că nu există o preocupare pentru veșnicie și pentru lucrarea împărăției lui Dumnezeu, ci totul se rezumă la aici și acum. Exact. E fain că ați adăugat și lucrul acesta în lista de mai devreme, dar ar mai fi ceva de adăugat aici, poate al cincilea lucru, și anume că așa cum spune în 1 Timotei 6:10, versetul pe care l-am citat mai devreme, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Nu bani în sine, ci iubirea de bani. Deci materialismul este un fel de păcat rădăcină care până la urmă îți afectează toate relațiile. Pentru că un om materialist este un om, cum spuneam, care îi folosește pe ceilalți doar ca pe instrumente, este un om arogant, este un om mândru, este un om stresat, un om care țipă, un om panicat, un om care intră în necazuri. Deci îți distruge și relațiile. Deci are acest potențial de a te duce dintr-un rău în mai rău. Și asta este interesant, că până la urmă materialismul nu îți distruge doar veșnicia sau perspectiva veșniciei, ci îți distruge și prezentul pentru care lupți aici, de fapt, ți-l distruge tocmai materialismul. Da, pentru că sunt bucurii de moment și e un fel de drog. Materialismul e un drog. E un drog cu efecte pe perioadă limitată. Și după ce a trecut doza și efectul dozei, ai nevoie de următoarea doză de drog. Dar asta este materialismul. Este pur și simplu un narcotic pe care cel rău îl folosește ca să ne ducă într-o realitate paralelă. Pentru că drogul ce face? Te smulge din lumea reală și te duce într-o lume unde te simți bine un pic. Asta face materialismul. Te smulge din lumea lui Dumnezeu și spune ce spirit, ce duh, ce veșnicie, ce viață după moarte, ce judecată, ce lucrurile astea nu contează, ce iubire, totul e chimie, totul e... Deci îți împachetează totul la nivelul materiei ca să te ducă în lumea asta, ai luat drogul și poate de ce nu ți-e bine după ce a trecut efectul. Pentru că nu este aceea realitatea. Omul este o ființă care are și parte materială, dar și parte spirituală. Asta este important. Am văzut ce este materialismul, în ce constă filozofia aceasta, care este diferența dintre creștinism și materialism, două filozofii total opuse, dar aș vrea să vă întreb,
cum ajunge un creștin să fie ademenit să intre în, și să fie prins de materialism? Sunt creștini care au trăit sărac. Nu au fost preocupați atât de mult de, să zic, îmbogățire. Dintr-o dată ceva se întâmplă. Cum ne ademenește? Care sunt strategiile de ademenire prin care cel rău, într-un fel, ne aduce să schimbăm în viața noastră abordarea, practica? Da, acum inima omului căzută în păcat are toate potențialitățile. Deci ea dispune, dacă o lași și cultivi ceea ce este, cum spune Mântuitorul, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, furtișagurile, curviile. Deci, la nivel latent acolo, se află în inima fiecărui om care a căzut. Sigur că nu toți ajung să facă toate păcatele și la orice nivel, dar ele, undeva, ca sămânță de răzvrătire, faptul că toți împărtășim aceeași natură umană, se află acolo. Când suntem mântuiți, cum spune 2 Corinteni, capitolul 5, dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă, devenim creații noi. Dumnezeu ne regenerează și ne așează pe această cale a mântuirii. Firea veche însă este răstignită, dar nu dispare cu totul. Ea rămâne până când Domnul va veni acolo, fiind învinsă deja, dar cu potențialul de a reveni și de a ne ispiti și de a ne trage din nou în faptele firii pământești, care sunt acolo, le găsim în Galateni, capitolul 5 și în alte locuri din Scriptură. Și printre aceste fapte ale firii pământești sunt și cele care țin de lăcomie, de dorința asta de a acumula bunuri materiale. Cum ajunge un creștin? Păi, nu ajunge dintr-o dată. Cum nimeni nu ajunge nici criminal dintr-o dată, nici hoț dintr-o dată, este un drum, este un proces. Deci, cu cât o persoană nu umblă în Duhul, nu-și cultivă relația cu Dumnezeu, nu stă în Scriptură, nu se roagă, nu are oameni credincioși lângă el care să mai tragă de mânecă, să-i spună ce faci, nu-i un pic cam mult, nu e... Deci se izolează și încet, încet zice, lasă că nu fac mare lucru și își permite compromisuri mici, începe să se înconjoare de oameni cu o filozofie materialistă. Nu? Dacă în loc să-ți petrești timpul cu oameni credincioși sau citind Scriptura și ți-i petrești cu oameni care spun banul contează, domnule. Cine are bani în viața asta reușește orice. Asta e cel mai important. Și ai astfel de prieteni care tot timpul îți spun asta. Stai astăzi, stai mâine. Prima oară spui, nu e chiar așa. Știi că te gândești tu că ai învățat ceva la biserică. A doua zi, începi să te... Deci, contează foarte mult cum ne trăim viața. Dacă ne trăim viața în lumina Scripturii și a adevărilor lui Dumnezeu, adică evlavios, ca să fie mulțumire, sau ne trăim viața neevlavios. Și atunci apare nemulțumirea. Deci, când ne trăim viața neevlavios, această nemulțumire ne face să ne dorim mereu mai mult. Nu contează că ai apartament și înainte n-aveai apartament. Vreau casă. Nu contează că ai casă, ți se pare că a vecinului e mai înaltă și care mai multe băi. De ce tu ai numai 3 și n-ai 4 ca vecinul? Și mai departe. Deci, cu cât cineva trăiește într-o lipsă de evlavie, apare nemulțumirea și nemulțumirea este crainicul care strigă și spune, hei, materialismule, vină în viața mea. Dacă trăiești evlavios, zice, evlavia însoțită de mulțumire. Apare și mulțumire. Ce înseamnă să trăiești evlavios? Roagă-te, citește Scriptura, nu lipsi de la biserică, înconjoară-te de oameni credincioși, să ai momente de introspecție, de meditație, cum spune, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, gândește-te, vezi de ce ai făcut, nu scăpa de oamenii care nu sunt de acord cu tine, nu căuta doar yes men care să vină și să spună, bravo, ești cel mai deștept, cel mai frumos, cel mai minunat, dar tu numai bine faci, lasă și oameni care îți mai spun, nu e bine aici. Așa, vezi că ai greșit. Deci, să căutăm să stăm la dogoarea asta a evlaviei, că atunci vom simți căldura ei, vom sta lângă Domnul. Cu cât ne vom îndepărta de o viață evlavioasă, apare nemulțumirea, apare tentația materialismului. Interesant este că Apostolul Pavel spune, să știți că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăurdăroși, trufași, hulitori, neascultători,
de părinți nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Interesant este că aici se repetă termenul a iubi și acest termen a iubi este așezat și în raport cu cu lumea materială, cu banii, cu resursele financiare și mie mi se pare că apostolul aici prezintă materialismul ca și o decădere din iubire. O decădere din iubire adevărată. Cum vedeți lucrul acesta, relația dintre iubire, iubirea de Dumnezeu și iubirea de bunul material? Deja spus mai multe lucruri, dar cumva această alunecare din iubire ne duce spre altfel de iubiri. Da, foarte bine ați spus, este o decădere din iubirea adevărată. Dumnezeu ne cheamă să-L iubim pe El și pe semenii noștri. Nu este rău să ne iubim nici pe noi, că spune să-L iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Deci există un nivel legitim și sănătos de iubire de sine. Ai iubire de sine, că așa se întâmplă, să te speli pe față, că altfel dacă nu te-ai iubit nu te-ai mai spăla, să te pieptăni, să te îmbraci. Și așa mai departe. Deci iubirea asta de sine are un rol pozitiv. Problema care este? Că după cădere omul a ajuns să facă din sine și din iubirea de sine valoarea supremă și a devenit o iubire bolnăvicioasă. Vedeți, toate bolile astea psihice și deviațiile astea la bază au chestiuni, să zic, pozitive, dar duse în extremă. Deci lucruri care și-au într-o anumită doză o legitimitate și când exagerezi pe ceva anume, atunci apar problemele. La fel, iubirea de sine este o exagerare, este o caricatură, este o hidoșenie, o maimuțăreală a adevăratei iubiri pe care Dumnezeu a lăsat-o. Și ea, această iubire de sine bolnavă, narcisistă, este una care este atât de mare și în asta stă urăciunea ei, că le exclude pe Dumnezeu și pe ceilalți. Deci când iubirea de sine e sănătoasă, are loc și pentru ceilalți. Pentru Dumnezeu, în primul rând, și pentru aproapele. Dar, de exemplu, un soț care se iubește pe sine. Nu contează că copilul merge cu picioarele goale la școală sau nevasta n-are ce-i pune pe masă copilului când spune mami, mi-e foame. El vrea vodka. Și atât de mult se iubește pe sine încât trebuie să-și ia. De exemplu, dacă el se iubea pe sine, dar avea loc și pentru ceilalți, era o iubire sănătoasă. Dar la el atât de bolnavă a devenit această iubire, încât e în stare să-i lase pe ceilalți să se chinuie și să moară de foame. Deci, și atunci, ce se întâmplă cu iubirea asta de bani? Iubirea de bani este, pentru că banul rezolvă multe, cum spuneam, este cel mai bun mod în care eu îmi pot hrăni acest eu gonflat, acest eu bonlav, această iubire exagerată de mine. Deci, folosind avuția și banul, pot să profit cât mai mult spre a face din propria mea persoană un idol. De asta, materialismul este o iubire decadentă, pentru că este o iubire de bani care vine la pachet cu iubirea de sine, de propria persoană. Și nu-i întâmplător că Pavel le asociază. Absolut, iubirea de sine e o consecință cumva al iubirii de iubirea de bani, o consecință exact. Iubirii de sine. Timpul nostru se apropie de încheiere. N-aș vrea să lăsăm pe cei care ne ascultă fără soluțiile lui Dumnezeu. Ce să facă dacă cineva e exagerat de preocupat de lumea materială, de a câștiga, de a aduna mai mulți bani, e prins de această iubire, parcă nu poate să se mai oprească. Ce ar trebui să facă un creștin? Să se trezească la realitate. Cum? Și sunt două moduri. Cu un duș rece sau urmărind emisiunea aceasta, cel puțin printre altele. Și am să explic la ce mă refer. Dușul rece, hai să spun mai întâi care e realitatea și apoi explic cum ne trezim. Realitatea este următoarea. Iacov 1:17. Orice lucru bun vine de sus. Deci, din start, o smerenie. Că materialiștii mai au și senzația că ei au rezolvat. Că prin mâna lor, că ei, că prin relațiile lor, că au muncit. Nu. Mai întâi smerește-te, că dacă ai ce ai și ai mai mult decât haine și mâncare și ai și altceva, orice lucru bun vine de sus. Unul la mână. Doi. Să
ne încredem în Dumnezeu care ne poartă de grijă de toate lucrurile, Dumnezeu care va purta de grijă. Adică să nu ne panicăm că dacă că unii vor să aibă cât mai mult de frică că nu le ajunge. Dacă vin ca ăla care se teme de bombele atomice și își pune în depozit mâncare pentru nu știu câți ani, niciodată nu se atinge de ele. Dar dacă cumva va veni, deci să nu avem teama asta. 3. Să ne dăm seama că lumea trece. Spune 1 Ioan 2:17, nu iubiți lumea nici lucrurile din lume, căci lumea și poftele ei vor trece. Deci să-ți dai seama că lumea asta este trecătoare, că de fapt, uite-te la alte mașini care altădată erau foarte tare, acum sunt rugină, la alte case impunătoare, acum sunt praf, la alți oameni măreți, acum sunt schelete. Deci să-ți dai seama că deja istoria ne arată că toate astea au trecut. Apoi, dacă lumea asta trece, nu doar lumea, că nouă ne place uneori să ne detașăm, dar și noi trecem. Pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în Iacov 4:14, că noi suntem un abur care se arată puțină vreme sau puțin tel și apoi trecem. Deci și lumea trece și noi trecem. De asta spuneam de duș rece. Foarte greu este să te pui pe tine în postura, să te imaginezi pe tine mort. Ești foarte ușor să-i vezi pe toți ceilalți. Pare realist, domnule, se poate, uite, mă aștept. Dar pe tine e foarte greu să te pui în postura asta, cu toate că se va întâmpla. Deci să ne dăm seama că și noi trecem. Și apoi Matei 16:26, ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Deci realitatea asta este că tot ce avem vine de la Domnul, că ne poartă de grijă să nu ne panicăm, să ne încredem în El, că lumea asta cu tot ce este va trece, că noi vom trece și că sufletul este mai important decât orice. Întrebare, cum să ne trezim la realitatea asta? Și spuneam că sunt două moduri. Un mod este calea ușoară, asta, ascultând. Și meditând. Un alt mod este acela al dușului rece, cum spuneam, ca metaforă, sau al experiențelor traumatice. Uneori, când Dumnezeu vrea să-l trezească pe cineva și să-l recupereze din ispita materialismului, îl trece prin niște împrejurări, de exemplu, o boală grea, în care vede că banul, efectiv, poți să ai cât de mulți vrei, nu mai pot rezolva problema, poate o situație conflictuală în familie, o problemă dificilă, și atunci, pentru unii, nu pentru toți, sunt momente în care ei se trezesc și spun, Doamne, ce-am făcut în toți anii ăștia? Ce am făcut asta? Pe ce drum am mers? Și e o cale de a-și da seama că ei sunt trecători, că materia e trecătoare, că lumea e trecătoare, că unul singur nu e trecător și acela este Dumnezeu. Deci, da. Mulțumesc mult pentru că ați fost în emisiunea aceasta și am putut să discutăm de o luptă pe care fiecare dintre noi cred că o avem, lupta de a încerca să avem mai mult, o luptă cu o lume materială în care trăim, dar în care ar trebui să-L aducem pe Dumnezeu și să-L așezăm în centrul vieții noastre. Vă mulțumesc pentru că ați fost și cu noi. Mulțumesc. Și vă mulțumesc și dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit. Nu uitați, iubiți-L pe Dumnezeu și dragostea de Dumnezeu este cel mai puternic antidot împotriva oricărei alte iubiri pe care lumea aceasta ar putea să ne aducă în calea vieții noastre. Vă doresc tuturor o seară bună și la revedere!